deși modul în care ea a fost scrisă nu denotă nicio încercare de a formula propuneri concrete, nici de a atrage semnale de alarmă bazate pe cifre reale. Ba mai mult, din textul moțiunii înțeleg că unul dintre lucrurile care mi se reproșează este acela că folosesc în exprimarea publică cifre și procente. Și dacă tot vorbim de cifre, aș vrea să vă anunț că dacă dau la o parte din acest text invectivele și cifrele care nu au nicio bază reală, nu prea mai rămân multe lucruri la care aș putea să răspund. Vreau să profit totuși de faptul că mă aflu la tribuna Parlamentului pentru a menționa măsurile adoptate ca ministru al muncii, răspunzând chiar și unor paragrafe din moțiune care țin mai mult de Ministerul Finanțelor Publice. S-a cam greșit adresantul, ca să spun așa. Din capul locului aș vrea să menționez că nu există nicio statistică din care să reiasă că ar fi scăzut salariile a 2 milioane de români. Cifra este absolut aberantă și aș vrea să înțeleg cum de a fost ea introdusă în textul moțiunii. Explicația că până la acest moment sunt introduse în revisal doar 56% din totalul contractelor individuale de muncă nu poate avea vreo bază ancorată în realitate, ca să vorbim despre scăderi, din moment ce termenul final reprezintă data de 31 martie 2018. În ceea ce privește legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, amestecată în textul moțiunii, atât cu Ordonanța de Urgență 4 pe 2017, cât și cu Ordonanța de Urgență 79 pe 2017, am realizat o lege care nu este perfectă, așa cum nicio altă lege nu poate să mulțumească pe toată lumea, dar care are rolul de a stabili niște principii corecte, cum ar fi un raport de 1 la 12 între cel mai mic și cel mai mare salariu sau muncă egală la salarii egale. Într-adevăr, asta a presupus ca, pentru un număr de mai puțin de 3% dintre bugetari, să fie operate ajustări salariale. Dar nu trebuie să uităm că ceilalți 97% vor avea câștiguri în plus față de data apariției acestei legi, în unele cazuri, mai ales în baza de jos a piramidei, ajungându-se la dublări de salarii până la data intrării în vigoare în totalitatea acestei legi, anul 2022.